La start s-au aliniat echipele CSS Bacău, CSS Bravol, Brașov, CSS Sibiu, CSS Dinamo Romprest, București, CSS Constructorul București, CTF Mihai I București, CSS Târgu Mureș și CSU Medicină Târgu Mureș. Cele 8 formații au fost împărțite în 2 serii. Turneul a început astăzi și se va încheia duminică, atunci când va fi și o festivitate de premiere. Astăzi au fost disputate primele meciuri. Brașovul s-a impus în această dimineață în fața sibiencelor cu scorul de 3-0, iar la prânz CSS Dinamo a câștigat duelul cu CSS Bacău, rezultat 3-0. Iubitorii acestui sport pot urmări meciurile din cadrul turneului final al campionatului național rezervat cadetelor din tribunele sălii liceului cu program sportiv Slatina, în fiecare zi, inclusiv duminică, cu începere de la ora 10.